Am vrea, dacă puteți să ne spuneți despre ce se întâmplă la Goian. Deci, ce se întâmplă la Goian? La Goian a avut loc o revoltă. Deci, deținuții minori s-au revoltat, solicitând să li se dea voie în penitenciar să li se dea țigări. Și, sigur că nu putem, deci țigările sunt interzise în penitenciar, avem, ne bazăm și noi pe Convenția Drepturilor Copilului, suntem obligați să avem grijă de sănătatea lor și conform statutului de executare a pedepsei, comercializarea produselor de tutungerie este interzisă. Deci acum, la moment se lucrează, a fost sesizat și avocat parlamentar care a fost la fața locului și Centrul pentru Drepturile Omului, doamna director, deci toată lumea lucrează. Dar cum se explică revolta anume acum? Da, de fapt, eu mai încercat asemenea proteste, nu este pentru prima dată când ei încearcă să manipuleze administrația și... Cam câtă lume a fost implicată în dezordine? Nu putem să spunem că atât de... Deci spiritele au fost calmate, n-a durat mai mult de 15-20 de minute, adică nu pot să vă zic că, adică, cât de lume. Deci toate serviciile abilitate au fost încadrate în muncă. Și câți deținuți au participat? Păi să zic așa, ca inițiatori au fost vreo 5, dar nu putem spune că toți au participat, vă dați seama că sunt și copii cu minți care au stat la locul lor. Puteți să ne spuneți valoarea pagubilor, dacă au fost estimate? Nu putem să vă zicem, deci au deteriorat un geam, adică nu, la moment se lucrează și încă n-am putut să apreciem o valoare a pagubilor, vă dați seama că încă toată lumea lucrează, adică e în lucru. Și nu putem să vă zicem, poate eu știu peste vreo câteva zile când o să fac o evaluare pe ansamblu. Da, când anume a avut loc buntul? Aseară la ora 9. Sunt victime? Nu, niciun caz. Nimeni nu a avut de suferit. Am înțeles. Este undeva o listă cu revendicări, poate mai vor ceva sau doar asta au cerut? Doar asta. Deci ei, vă dați seama că sunt copii și... Deci cam toți au vârsta așa cuprinsă între 14-16 ani și nu știu, neputând noi să le dăm voie să folosească ei țigările în detenție, s-au gândit ei de să încerce să manipuleze cumva, să atragă atenția, dar vă zicem că nu putem să le oferim pentru că suntem obligați să avem grijă de sănătatea lor. Da, ei până acum să înțeleg că au avut sau n-au avut acces la țigări? Nu au avut. Deci noi nu le dăm posibilitatea să aibă produse de tutungerie în penitenciar. Am înțeles. Puteți să ne spuneți ce riscă organizatorii? A fost sesizată procuratura, poliția, deci Inspectoratul de Poliție Râșcani. Ei, de fapt, sunt în măsură să spună ce riscă mai departe. Am înțeles. Mulțumim foarte mult. Da, cu plăcere. La revedere. Ziua.